Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video să discutăm despre întreținerea unei motociclete de teren, unei motociclete enduro. În cazul nostru avem un KTM 250 HCF, adică în 4 timpi. Ceea ce vă voi explica este în general valabil pentru toate motoarele, indiferent 2 timpi, 4 timpi. Sunt unele lucruri care necesită să fie făcute după fiecare ieșire. Sunt unele lucruri care se pot face după mai multe ieșiri. Sunt lucruri care trebuie să le faci o singură dată, dar asta depinde de fiecare, de modul de exploatare. Nu neapărat, da seama, una este să mergi pe noi și pe praf și alta este să mergi doar pe iarbă, să zicem. Automat avem alte condiții. Uitați, de exemplu, lanțul. Deci acesta este lanțul după o ieșire spălat, bine, spălat nu foarte bine. După cum observați, îl ia chiar și rugina din cauza apei. Un soare nu are deloc, nu are nimic niciun lubrifiant pe el. De aceea este foarte important ca acesta să-l curățați și să-l ungeți după fiecare ieșire. La fel, filtrul de aer, dacă faceți o ieșire mai lungă și preponderent pe praf, eu zic că ar trebui curățat după fiecare ieșire. Dar, exact cum v-am spus, depinde și de condițiile în care se merge, depinde și de timp, bineînțeles, toate acestea necesită timp, dar făcute la timp, făcute regulat, vor preveni foarte multe defecțiuni, vor preveni niște cheltuieli suplimentare și de aceea încercăm să vă învățăm și pe dumneavoastră cum să le faceți. O să facem sub formă de mai multe episoade ca să nu fie ceva plictisitor și pentru fiecare problemă să puteți căuta mai leșer. Noi, făcând o verificare totală, o să și decarenăm. Trebuie să-i punem, nu are semnalizări, nu are stop pe frână. Sunt niște fire pe aici, nu se știe ce este cu ele. Vom încerca să scoatem și îndoitura aceasta din eșapament. Așa, să vedem ce dificultăți mai întâmpinăm, ce probleme. Și pentru asta cel mai simplu este să desfacem cam tot de pe ea. Nu este obligatoriu să faceți treaba aceasta, dar se lucrează mult mai ușor. Primul lucru și cel mai ușor, voi începe să desfac șaua. A căzut șurubul, nu este niciun fel de problemă. Desfacem șaua. Aici avem bateria, alte fire. Deci acesta e firul din spate, probabil de la stopul pe frână. Mai avem niște fire. Acestea sunt mufele de la semnalizări. Da, aceasta este o situație foarte norocoasă în care nu au fost tăiate. Bine, aici sigur este tăiat că nu se simte nicio mufă. Dar cele de la semnalizări nu par tăiate. Par la locul lor. Trebuie doar să le verificăm. Este o situație foarte norocoasă. Dar și în cazul în care nu erau, nu este mare lucru să le tragem, oricum o să le verificăm, deci asta presupune și o să vedeți și traseul exact. Aici se vede filtrul, da, foarte multă mizerie. E foarte important, cum vă mai explicam într-un clip, să avem această cavitate de aici, această cutie este airbox-ul, unde automat dacă avem praf aici poate să ajungă și la filtru. Degeaba curățăm filtrul dacă nu curățăm și această cavitate cât mai bine. Haideți să desfacem și capacul. Da? Uitați și pe aici pe jos. Uitați, aici se văd niște dâre. Deci a intrat apă și odată ajuns în contact cu pământul acela a curs către filtru. Filtrul este destul de curat.
la prima vedere. Așa, o să continuăm să desfacem. Următorul pas o să desfacem și codița. Este prinsă în două șuruburi, unul într-o parte, unul în cealaltă. Și apoi o tragem ușor către spate. Aici avem 10, se pare. La fel și în partea cealaltă. Avem un șurub aici. Pare că e diferit. Și desfacem ușor și tragem către spate. Ok. Deci aceasta intră pe aici, deci către fața motocicletei. Automat iese invers către spate. Așa. Așa, o să desfacem și rezervorul. Acesta este gol ca să ne fie mai ușor. Așa. Acest șurub cu un distanțier. Aici se clipsează șaua. Așa, mi-a este prins în față, depinde de model de radiator. Acesta doar se clipsează aici. Avem și ceva rupt pe aici, dar nu este problemă. La fel și în partea cealaltă. Ok. Așa, mai avem de scos furtunul de alimentare. Este pe off. Trebuie să-l scoatem doar de pe acest ștuț. Și rezervorul acum trebuie să iasă. Bine, mai avem acest aerisitor. Și acum rezervorul va ieși ușor în sus. Ușor. Punem deoparte. Da. Avem releul de încărcare, bobina. Da. Arată destul de bine firele. Foarte important să vă uitați în permanență la acești papuci. Bine, la KTM sunt făcuți foarte bine, au un sistem foarte bun de cuplare, nu prea să există riscul să se desfacă sau să atingă, să dea la masă. Dar am întâlnit la alte motociclete aceste probleme și de aceea este foarte important să verificăm. Aici este făcut un buton pentru ventilator. Aici este foarte frumos pus aici. Deci are termocuplă. Da, și are și pornire la buton în caz că nu funcționează termocupla sau se lovește sau ceva. Mai departe vom desface airbox-ul și partea aceasta din spate. Pentru a face asta vom desface bateria și vom desface instalația de pe acest cadru. Așa, apoi avem două șuruburi, unul într-o parte, unul în cealaltă și cel central de aici. Și va ieși partea aceasta din spate cu totul. La fel și pe partea cealaltă. O să desfacem și eșapamentul. Ok, mai avem acest arc care ține. Ok. Acum putem să scoatem eșapamentul. Așa.
acesta este. Cum v-am spus, o să încercăm să îndreptăm și acest eșapament. Ok, mai departe desfacem bateria. Ok, punem deoparte. Ok, releul o să-l scoatem de aici, releul de pornire o să-l scoatem de aici, de pe locaș. Ok, pentru că nu au loc firele pe această gaură, vom desface mufa ce vine de la buton. Nu pare să mai avem nimic care să țină. Acum trebuie să desfacem airbox-ul, avem aici un colier. Desfacem acel colier și ar trebui să putem să îndepărtăm partea din spate. Ok, înainte să desfacem, o să curățăm puțin partea aceasta, carburatorul și da, am pus o cârpă ca să nu curgă peste tot. Ca să nu cumva să intre această mizerie, acest pământ în capul carburatorului. La fel și pe partea cealaltă. Acum putem să desfacem. Desfacem acest colier. Ok, desfacem și firul de duce la electromotor. Și punem releul la locul lui. Așa. Acum firele trebuie să treacă pe aici. O să tem și acest șoricel. Este în regulă. Scoatem ușor firele pe această gaură. Și gata, am scos și partea aceasta din spate. Mai dăm o spălare, că avem foarte multă mizerie. Da, am pus aici la carburator, o să punem și la eșapament. În rest, spălăm și airbox-ul și toate celelalte. Cam aici încheiem acest episod. Rămâneți aproape ca să vedem și celelalte episoade în care relatăm mai detaliat ce înseamnă întreținerea fiecărui obiect în parte, ce trebuie să aveți grijă și cât de des, ce se face după fiecare ieșire și ce se face mai rar. Și nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru.